Bună ziua și bine ați venit la un nou vlog pe canalul Sergio Avram Adventures. Astăzi am venit să vizităm în zona Hațegului, rezervația de zimbri, deci de la Hațeg. Să vedem cum se prezintă. Chiar înainte de intrare în orașul Hațeg este aici, este un tonomar cu cafeluță. Să servim cafeluță. Zecelui văd că intrare de persoană. Nu. A unde să plecați? Acolo. Nu mai mă duc și eu, de unde mi se lume. Nu, dacă mă duc eu cu Sergiu. Da. Da, dai lui banii. De ce? Hai că ta. Da, ce lei biletul de... Ha! Ce? Ia uitați ce peisaje frumoase aici la Hațeg. Așa arată și biletele de aici. Da. Hațeg. Putea să ne lase să urcăm cu mașina până aici. Spre zimbri. Îi ziceam. Minte, ne ajungem aici la, de la Hațeg. Uite ceva de ocat, un pic, nu mult. Ia uitați zimbrul de la Hațeg. Aici la rezervația asta de zimbri. În sfârșit am ajuns, că de multe ori am trecut pe aici și n-am intrat. De tura asta am zis să intrăm să vedem ce e. Ce mare Iisus! Ești obosit? Nu te ridici de acum. Hmm? Huh? Hmm?
Aici. Unde sunteți gusti? Băi! Lilea, ne mâncați asta să ridice de acolo. Puține masara. Ha? Puține masara. Bine, mă, că masara. Ha? Cât sunt? 2, 4, 6, 7 cu ăla din colț. Cam așa se vede de sus. Zimbri. Adică zimbrie, nu-i mai nimic, că ia acolo în colț. Dar nu știu, parcă trebuie să fie mult mai mulți. Hai să mergem în jos. Hai, eu vreau să scurt pula. Părăte, să cire, gole, mai șase. Să o iso. O grămadă de străini, după cum auziți și dumneavoastră. O grămadă de străini au venit să viziteze aici zimbrii de la Hațeg, care e cam 7 la număr. Oh. În jos mai repede. În jos, că ăsta-i tățat cu un... N-au ce le mere gura la ăștia. În alte limbi. Bun, dragilor, ne vedem mai târziu un pic de la mănăstirea Prislop. Bună, dragilor, deci cum am zis, de la rezervația din Zimbri, am ajuns aici la mănăstirea Prislop, Hațeg, la părintele Arsenie Boca. Uitați! Da, am avut ceva probleme cu filmatul aici, acolo, la... acolo mai exact, unde e mormântul părintele Arsenie Boca. O handicap atât de măicuță, că altcumva nu pot să zic de aici, cred că e și dusă cu capul. Nu m-a lăsat să filmez, deci că îi ascunde ceva secret de stat acolo, ceva informații de SRI. Ei nu dă voie la filmat, nu știu de ce, că foarte multă lume cunoaște locul. Și chiar nu înțeleg de ce nu voi filma. Locul de aici e celebru. Locul de aici e celebru, aproape nu înțeleg de ce. Chiar nu înțeleg de ce... ține așa mult să nu filmeze lumea. Habar n-am. Acum am urcat mai sus de acolo, spre grota Sfântului Ioan. Aici, în râpa asta, lumea obișnuiește să arunce bani în părăul ăsta, în... ce e aici? Prăpastie. Și... no. Îți prinde afișe peste tot aici ca să nu se arunce banii pădure. Normal că nu-i poate recupera mănăstirea. Bun. Hai să vă arăt și vouă grota de aici, de la mănăstirea Prislop Hațeg. Vorbesc mai încet că e multă liniște aici și nu, să nu deranjez. Au!
Ia uitați aici în grota asta să aruncă bani. Vedeți? Acum o să intrăm și aici în grotă. Hai da, să și urcăm să vedem cum e. Aici am mai descoperit ceva, nu știu, ca o săpătură în stâncă, nu știu ce e mai exact, chiar din sus de grotă. Ia uitați, pe aici se intră în grotă și mai sus. Nu știu, aici, nu știu ce o vrut să fac aici. Vedeți? Ceva săpătură, nu? Stătea cineva aici, habar n-am. Frumoasă. Interesant. Aici este mormântul părintelui Arsenie, unde este o nenorocită de măicuță de asta, nu știu cum să zic, care nu dă voie la filmat și înregistrat. Deci că avem ceva secrete de stat aici, domnilor. Ceva NASA avem, ascundem aici secrete mari de stat. Așa se pare. Să deară la lume, spune să oprească filmarea, înregistrările, până mă duc și dau pe cap, să-și revină. Că văd că altfel nu se poate. La nebun de ăștia, nu știu ce mai caută la mănăstire, asemenea exemplare de oameni. Chiar nu știu. Am mai avut de un scandal cu o măicuță de aici. M-a făcut și boschetar. Deci face... Către soție i-a spus, face că boschetarul ăla e soțul tău, vă dați seama, la mănăstiri. Mare mafie, cu mănăstirile și cu popii, foarte mare mafie. Care are credință, are, nu dă bani la popi și crede în popi. Păi fix zero, barat. Acum coborâm în jos. De aici. Ia uitați, asta e măicuța aia bolundă ce m-a făcut pe mine boschetar, nenorocit aia ce stă jos. Când veniți aia să vă feriți de ea, nu-i normală, e nebună. Să nu mai filmez, că nu ce lasă părintele. Da, ia uitați curtea, acolo unde vedeți crucile alea sunt preoții. Preoții ce au murit aici și au îngropat. Hai să ajungem, mă coborăm jos. Nu las că te fac eu de foaia de minune pe bolunda aia de măicuță, nu vă temeți. De n-o făcut-o veci, nimeni. Că așa nebunii, să aici la mănăstire mânc așa ceva, te facă boschetar. Dacă ai barbă, ești boschetar. Da? Dacă vorți barbă, ești boschetar. Și la soție, zis, era cu copii, nenorocit asta. Hai da, mă! No, de-aia vă zic. Mai haideți la mănăstiri.
Aia era măicuța ninja. Și nu, pe bune vorbesc acum, nici nu mai tinea ce să vin la mănăstire, când vezi că nici aici n-ai liniște, mă, în Cavaș. Nu poți tu filmează, scoți ceva, secrete de stat. Eu când vreau să arăt la copii, la lume, la neamul, la astea, de ce nu poți să filmezi? Să aveți, deținem ceva secrete aici, de stat, am vrut să mă întreb pe aia. Nici la mănăstiri nu mai ai liniște, îți dai seama? Nici aici la mănăstiri nu mai ai liniște de ei, de măicuțele astea, bolungi, ca seama, măicuță, nu se pot numi. Sunt niște, cred că nu le-o scărtina nimeni hormonii de mult și de aia fac așa. Cred că e ceva secret, de la SRI, mă, de să așa să nu filmez. Dar de ce să nu filmez? Ce? Aveți ceva de ascuns? Sau de ce să nu filmez, nu? Hai să luăm apă. Uitați ce copac fain, ce grădini faine sunt aici. Stai la coadă, că viu și acolo. A venit și grădini frumos aici, amenajate. Nimic de zis, dar măicuțele zi ultimul hal. Deci dacă nu stai bine cu nervile și bați. Pe bune vă vorbesc. În rest e foarte frumos. Fiecare, știți cum e, fiecare are credința în suflet, nu la popi și la fel. Ia uitați, ca în rai ești aici. Ca în rai, măi, oameni, măi. Ce păraz, fii atent. La vară plecăm la munte și eu și nașul. Ia ce sărci frumoase. Da, cam aceasta a fost mănăstirea Prezlop. Foarte frumos. Nimic de zis. Mai puțin oamenii de aici, măicuțele mai ales, care nu sunt normale. Te înjură, nu te cunoaște, te face boschetari. Mai multe chestii. Cam ăsta ar fi singurul minus de aici, de la mănăstirea Prezlop, măicuțele. Angajați de aici, alte dau ninja. Bun, vă pup și vă mă urmăriți. De aici, de la mănăstirea Prezlop, hai cum se vede cam. Se vede mai bine oare acum că se vede acițos. Vă mulțumesc că mă urmăriți, vă mulțumesc pentru abonare și pentru like. Cam aceasta a fost mănăstirea Prezlop de aici, de la Hațeg, Hunedoara. Așa că rămâneți aproape, ne vedem la următorul vlog. Vă pup și vă mulțumesc!